Munciți pe salari de nimic, de unde să aveți bani, păduților? Fui, de unde să aveți bani? Cum, de unde? De la bancă, dar îți dau împrumut, mă, de te... Bine, Nelson, de unde auzi, mă? Ăștia fac revoltă când merg să ridice salarul. Își fac revoltă. Wow! Nu te teme, că-i pâța. Wow, ai și-mi-o șarută, eu, tata. Ai și-mi-o șarută, eu, tata, mașina mea frumoasă. A vrea să bea e suc? Ce, e pe așa? Petrica. Și așa toți ăștia au zis că mai ai două vine și mori. Lasă, că nu-i treaba lor, că acum m-a vaccinat, bă, coronavirus, bă, frate, mâncați așa. Leana, dă-i o mască! Dar de ce? Pe da. De ce? Ăla, bă, ăla nu se mai e, bă, omule, bă, cum? Stai jos. Ce faci, nu s-o nevezi? Să vedem ce și cum. Cum să vezi, e? Băi, vezi, era trecut acolo. La tine mai înainte m-am uitat, 160, cum ai zis tu că da 160? La 160 ni l-a pus. Pe cuvântul meu, da, pe dar Sorin, zicea aia vezi că e și alu Nelson. Bă, ăștia iară vrea să mă cer cu ei. Păi, sună-i mă și întreabă-i mă. Bă, tu ți-l vinzi cu tăt, cu mobilă. Da, păi, tăt, 100.000 de euro, bani jos, chiar și gata, mă, mai... Bă, dar tu-l vinzi în banii aia cu tăt, cu mobilă? Cu tătul, mă, Nelson. Bă, păduce-mă, tu minți, tu-l dai fără mobilă. Îl dai fără mobilă, păi tu... Măcar vând, mă, cu tătul, mă. Păi tu cum vezi câte un scaun mai acătărit, câte una alta, mi-ai luat candelabrile, mi le-ai luat și le-ai dus. Nu, mi-ai pus candelabrile alea mele. Frumoasă, care le-am avut din Ungaria. Ia duce-mi treabă că le-a dus la Socrata, mă. Ha? Da cum, mă? Ia întreabă că... Auzi, bă, ce zice Petrică? Întreabă unde le-a dus. Le-a dus? Da, sigur, bă, dar am dus odată cu ea și geamuri termopane, am dus... Tu ce, mă? Dar ce știi tu? Vezi că nu știi. Unde, la țară, acolo? La Socrata. Am trebuie să merg să-ți revendici acolo averea. Extraordinar! Ai dus tu de aici? Ai ăsta? Ea întreabă Buleana. Păi n-am fost eu cu ea, mă. Cum? Nu de la tine, mă. Dar de unde? Din Florești. Ce din Florești? Nu bine, mă. Păi ce-ai dus din Florești? Mă, tu n-auzi? Jamuri termopane. Păi de unde din Florești, mă? Că în Florești n-am avut acolo, mă. Mă, nu în Florești, mă. A fost un magazin de cumpărat jamuri termopane. Și-o cumpărat de aia? Păi, după mine mă întreb. A? Eu am fost transportor. Mă. De ce-o cum? Nu știu. De ce ai văzut unde ți-s banii? Ai văzut unde ți-s banii. Ăștia nu știe, s-au instalat în viața mea. Ăștia s-au instalat în viața mea ca un scaiache. Așa-i? Te ciupește de aici, de dincolo, de lateral. Solitivul, ca trebuie să bagi investigatorul. Deci au cumpărat termopane și au dus la... Trebuie să bagi ceva investigator de ăsta puternic, că ceva nu e în regulă. Îți lipsește din bani, Nelson? A? Bine, mă, nu, că ea cu măsură, nu? Nu se vede. Asta strânge 3-4 ani, dacă trebuie ca să cumpere un obiect. Știu, știu. Dar sigur. Deci 3-4 ani. O grămadă de bani avea când au fost atunci înainte de a veni tu, bă. Atunci eram în bani și eu, Petrica. Ce să fac? Un cafea, o suc? Suc. Dă-mi un pic de suc. Iana, ai pe la Petrica suc din ăla de care am adus. Noi din fructe facem, în Nelson, din portocale. Vezi că ăsta-i suc adus din Oradea. De acolo, de la mama lui, nu înțelegi? De ce? De mere, de ăla, de făcut... Căcăreză. Căcăreză. Da. Tu râzi, dar să vezi tu ce bun e să le... Dar cum? Dar tu știi ce să le... Dar cum să nu ce? Știu? Ce? Mă, e un fruct, uite așa neamnic,
care și... după ce îngheață se face pe hotar. E de culoare maronie albăstruie. Între aia se face suc, vin. But! N-auzi, ai făi suc la Petrea! Las-o că vine unul, că poate are ceva treabă. Bă, și-au fost ăștia cu... Acum au fost doi tineri. Că l-am întrebat că cu bani cash, a zis că cu cash. Să vinem. Bă, tu auzi că ai luat termopane, ai cumpărat termopane și ai dus la băta pe acolo. Bă, rău am făcut că i-am spus doar. Muhule! Nimic. Ce? Nu, nu știu ce zice. E, nu dă-i pace, lasă. Da, da, da. Ce termopane, ce mamă, ce... Nu înțeleg. Nu știu. Ne-a zis că înțelegi tu. Zăi, că nu știu ce zice. Dă-i pace, că mă lua cura pe dinainte. Da, nu știu ce. Când am dus noi atunci cu Fordul, nu-ți aduce aminte de mult, de mult, de mult. O, ce-am dus? Ușe, jam, nu știu ce jam. Când ai făcut atunci camera la... Da, dar pe atunci le-am cumpărat alea, nu? Le-am cumpărat din Florești, da, aia am zis și lui. Ce-am luat ce-am? Pe banii mei. Nu pe banii tăi, că pe banii lui fratele meu, el le-a cumpărat. Că ce zic? Aia nu știu, mă. Că ce zic, gură, pe banii vă săracilor? Munciți pe salat de nimic. Eu zic că trebuie de candelabru, mă, auzi. Ce știu ce candelabru? De candelabru... Ai impresia ta că pe banii tăi am luat? Munciți pe salar de nimic, că de unde să aveți bani, pădutilor? Fui, de unde să aveți bani? Cum, de unde? De la bancă, dar îți dau împrumut, mă, de ce... Bine, Nelson. De unde auzi, mă? Ăștia fac revoltă când merg să ridice salarul. Îl fac revoltă. Wow! Nu te teme, că-i pâța. Wow! Ai și-am eu șarută, eu tata. Ai și-am eu șarută, eu tata, mașina mea frumoasă. A vrea să bea e suc? Vrei să lăpăiești la suc, lasă. Vrei să lăpăiești la suc și rută mică și mică și stai acolo, că îți fătă gurata. Îți fătă gurata, uite că le-a nia la copii. Îți fătă gurata. Și ți-a pune tata suc. Ioi, tu știi de ce e asta? A, de suc. Suc, 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 suc. Ii, bă, dai de ăla din buteliat, așa, bărban. Da, acolo. Dar nici cu sare, nici cu sare. Dar e bun, mă, ne-o să cum să nu și e bun? Asta se numește sucatul. Nini, nini, ce-i place. Da. Aha. Să vedem că poate face diabet. Ha? Lăpăiește? Ha? Ia uite cum lăpăiește. Ioi, șorutam, ioș, du-te lăpăiește. Ioi, șorutam, ioș, pătătătă. Dar nu știam. Și domne, iartă-mă, sărcă, când colo veverița. Uite ce faină. Da. Ia, rupe-ți punga, că te vei bine. Hai, că-ți trebuie farina de mălai. La pulii. Bă, bine, mă, și ce-ai vorbit cu ăștia? Na, no, păi au venit ce-o și... Ce-o zis? S-o uitat. O zis că, na, no, e fain, le place, că i-am... Na, no, eu tot am povestit cu ei. Și-o zis că cu banii jos, știi? O zis că nu mă anunță până agenție, dacă îi, știi? Cu 100 de mii petre. Cu 100 de mii. Păi ce, bă, tu, noi praful ăsta, ce vrei să faci? Ce să faci în ceva? Petre, tu zici cu 100 și tu le-ai pus la ei cu 80. Ce, la ea, cum? 100, 105 mii trecut, mă. Dar uite, te pun apuc, ai mă vedea. Da? Sigur. Și-o vine cu clienți? Da. Și ce-o zis clienți? Zic că e fain. Bine, bă, tu ai venit să-mi zici că e frumos? Eu știu că e frumos. Da, dar am discutat, i-am zis că eu atâta cer eu, el cât de os, că mereu și să discută cu soția, să gândește. O vine numai singur? Nu, cu soția sau cu nevastă sau. Aha. Doi tineri, fără necăsătoriți, el e de 40 de ani și... Nu ne interesează vârsta, ne interesează banii. Mm-hmm. Înțelegi tu? Nu sunt de mnii, ce? E bun, mă, Petre, mă. Dacă capăt atâta pe el, îl da. I-am spus că eu îl vând cu atât, dar dacă vrea... Auzi că frate s-au plătit. Păi de ce numai frate s-au cu tine să iei fereștile și ea la ușile? Da, dar ei bama înseamnă. Nu ține, măi, de aici. Dar eu de unde... Nu, no, ești figură, dar eu știu, eu nu m-am dus. De unde să știu? Nu-și porălit banii tătă viața lor.
Dar cred că de vreo 5 ani, tu nici nu știi de nu e 6. Eu pot să bag. Când aveam eu Fordul ăla, nu ți mai Fordul ăla, nu știu, pe n-am fost cu Fordul, de-am adus pușca la veveriță și... Și ce mai adus? Ai făcut, ala o pușca motorul la din sorul taxul cu camerele. Da? Ia mergeam la noi de acolo, știi tu, cu tine, de, da, la tur, dar mai încolo, nu știu unde. La un... Na, cum are, mă, să vândem și aia de la țară să cumpăr și eu ceva? Asta de la mine, de la Ciurila, eu deja am gata. Ai vândut-o? Nu vreți să semneze. De ce? E panumile ei trecut. Tine, ca nu ce greșeală ai făcut mâna. Panumile ei trecut. Du-te, mă. Serios? Nu, am mai bolit-o. Și am cum faci? E falsifi semnătura? No, n-ai putut să-mi dai mie bani. Semnează. Semnează, numai că... Semnează. Semnează. Trebuie să merem în el să mă... Bă, n-ai mă pe cineva să bag acolo o lună de zile să facă scandal. Nu, măi, lasă ăla, subiectul tău lasă-l deoparte. Nu-l trecem pe ordine de zile. Nu, nu are pe altul. Ui cum stă veverița. Tu l-ai când dorme pe prosopnii. Macaronii cu brânză o mâncat. Du-te, mă. Macaroni cu brânză, veveriță. Macaroni cu brânză. Hai, dar nu mai mănâncă, că mânca tot felul de alune americane. Tot felul. Macaroni cu brânză ovit. Bă, nu-i bun locul ăla la Ciurila acolo. De ce? Deci, dimineața, eu am vorbit cu oamenii. Nu. Ce dimineața, la amiaz și până după ora 5, tâtă ziua îți bate soarele în casă. Dar și pe alea de unde e dezavantaj, mă? Căldură. Căldură. Da, nu poți tu să stai la o umbră, trebuie să ții perghelile trasă tot timpul drapelii. Acolo da, acolo da. În poziție de la răsărit, e spre vest. Numai că făceam intrarea pe partea alaltă să înțelegi, dar n-ai cum. Pe așa am și eu acolo o variantă de modificat. Sau să mut casa spate la soare. Cum? Deci soarele se bat în spate la casă. Exact cum e la mine să fie exact la est. Exact cum e la tine, da. Pe și aici la tine, tot așa. Și aici, n-ai văzut. Pescărița vine vara și stă la mine. Că te 3, 4, 5 ore după masă. Stă pe balcon acolo, dar sigur. La mine e răcoare, mă așa, dorm, la mine e rău, dar știu. Știu, că dar și Leana mai vine vara când erau 40 de grade, era canicula aia, păi murea aici. La mine e răcoare, așa e, bă, răcoare acolo în camerele alea două din frumos. Auzi, ce-o zis, că dorm în garaj la jos. Da, știu, nu ți-am spus. Păi le-a venit hârtie. Luna martie. Și le-a venit hârtie, la vosie le-a venit hârtie. Da. E cum? Care vosie? Nu, ce faci cu ușa de intrare? Nu mi-o dai mie. Ba da. Nu dai? Da, cum să nu, de la garaj, cum să nu ți-o dau ție? Cu motor cu tot. Cât îmi dai pe ea? Ai ce bani unde prei? Eu plătit 2000 de euro pe ușa aia, mă. Cum să fie 2000 de euro? Alu, mă. 2000 de euro. Nu-i ușa ca... Asta, ușa de la garaj. Exactă. Ușa de la garaj să poți pune la intrare. Eu am de la intrare, două. Alea care mă vei, le duc eu. Petrica, periculos ești. Ai ușă grea, mă. Da, știu. 2000 de euro am dat pe ea. La și nu, toate de aia o cumpăr la garaj, are tot așa. Firma aia? Nu știu. Bă, dar la aia nu e cu motor, că... îi trage viață, știi, și se rabatează pe un gol. N-ai văzut că din telecomandă, mă, știu, ca băieță? Știu, tânzorii lor unde am lucrat acolo, la blocuri, aveau fiecare. Și dacă vreau și mere și pe cheie să rabata, să o trag așa. E, să o rabate. Dar cum? E ușor mai. Păi trebuie să plătești amul să îl dărâme. Adică? Pe cât a costat să-l plătesc, să-l dărâme? Păi nu știu. Costă mai mult de 500 de euro. Da, 500 de drag. Și atunci, bă, păi da, știi ce faci? Nicol linge la dop. Nicol linge la dop. Ei, trebuie la suc. Ce tică, lasă mica. Da. Umblă pe-n pungă. Dar le plătesc
le dai, viața le-am plătit. Nu, mă, stai o secundă, că doar le dai ca și odată, știi, la capăt, când sunt rămat acolo. Unde au făcut parkingul. Le-au dat... Aia mâncă ciper, mâncați așa. Da. Nu lăsa, mă. Asta vrea cu ciper. Fut-o zgura, mă, te să-ți vrei apă. Le-au dat, garajele să le demoleze, știi? Și contracost la fier vechi, numai cam am zis că e un leu kilo, să merită. Și la ce? Păi vine și ți-l dărâmă el, că găsești, pe atunci nu te teme. Aia, ăștia care strânge fierul. Vine ăla cu sudura, taie jos, ce vine. Că tu trebuie să predai locul de parcare gol, fără garaj. Nu, și atunci... Contracost, dar nu le dai tu ușe, dar contracost să iei fierul și barele alea de acolo, vecinul cu tine, la voi spăiorezi comun, nu? Da. Nu, no, pe atunci, nu strânge, mă, așa. Nu strâng. Și-o-ți fătă o gura ta. Și-o-ți fătă o gura ta. Și-o-ți fătă o gura ta. De ce tu îmi ce-și da, mă, te de bășănoasă, amică? Tu la ce poți să zic? De-te, băști. Băști, șobă. Nu. Și apoi așa au făcut la capăt când am fost. Acum așa au luat. Auzi că trei garaje dă de unul care îl dărâma. Ce? Trei garaje? E de loc. Trei parcări. Trei parcări? Da. Du-te, mă. Serios, de am vorbit, Petre. Serios? Da, trei parcări. Dar să știi tu că cam așa vine. Și cât e o parcare? Ha? Dar nu poți vinde nici. Cum să nu pot să o vând, mă, omule, mă? Bine, mă, dacă spui, mă, neamță. Cum să nu pot să o vând parcarea, mă? Dacă tu ești lângă mine, ți-o vând ție parcarea, mă. Nu pot. Mă, pot, mă. Pe eu am acte pe ea, mă, și tu știi ce scrie în tale. Ce? Și tu ai. Le-ai citit vreodată. Ce? Tu nu mai ai închiriat. Da, și eu închiriez. Nu pot. Ba da, pot. Pe atunci de ce pune aia bând garaj? E, no, bine, da. Aia vinde, bă, garajul că l-a vândut așa ilegal. Dar, bă, la ia cine, Boca, bă, știi, ce? Știi ăla care a murit, ăla de Boca. Nu mă interesează pe mine, zic, de ce pune vând garaj? Păi de-aia, și le vinde, de, că... Da, vreau să scape de ei și care nu știe. Și ăștia care cumpără ăștia, sproști ăștia, nu știe. Nu, dar fie atent. Vezi, doamne, bă, vezi că acolo sunt o groză, bă. Știu, bă. Sunt o groază care... Da, știu. Păi uite-te atunci... vecinul de-a cinei de la etajul 2, s-a dus ea cinea în loc la garajul lui Vosi, la Bișnițaru. Știi care Vosi da. La garaj? No, și vine la mine vecinul, zice, mă, Petre, vreau să cumpăr garaj. Zice, oare ăsta are acte pe ele? Mă, eu am un vie și-mi dă 5.000 pe el, dar nu-l dau. Ce-ți dă? Pe garaj. Du-te rapid de nasul și dă-le banii, că oricum nu... Nu, mă, păi, dar îmi dă trei loc de parcări. Ori o parcare, dacă știi câte un loc de parcare? Bun, 4.000 de euro, ori 12.000 de euro. Îți dă de închiriat, mă. Îți dă pentru închiriat, dacă ai trei mașini. Omule, dar eu și la asta plătesc chirie. Eu și la asta și care l-am plătesc chirie. Și eu plătesc, numai la mine plătește-te statul. Dar nu vezi tu, la tine statul plătește, pentru că tu ești bolnav, tu n-ai rinichi. Da. Ai văzut? Bă, alu! Eu și la asta plătesc chirie. Eu știu. Dar plătești numai pe locul chirie. Nu pe garaj. Păi pe loc plătesc chirie, mă, omule. Da, de acord. Sigur. Păi pe loc. Eu locul ăla, dacă vreau, mi-l vând. Nu poți să-l vând. Ba dar îl vând, mă. Păi dacă vrei, tu crezi că-l poți vinde, ia du-te numai. Bă, băiatule, mă, lasă. Dacă dai, mă, în tribunal. Păi, bă, știi cine-o cumpărat așa? Tu zici ceva, dar nu știu dacă și la voi îți regula aia. S-ar putea să ai dreptate să nu știu eu fix. Și dracu tău, omule, mă, tu te-ai zis să mărliși la ce urmă? Da, nu, om, timă, că-s două lucruri diferite. Zi. Aia stănii care sunt aici jos, între centrală și școală. Da. Alea au o situație un pic specială. Știi de ce? Terenul respectiv, că eu am fost, când am fost atunci, am vorbit cu Boc, cu primarul. Da. Însă e o situație specială, că m-a întrebat pe mine că unde să munte garajul. Unde să munte, pardon, scuză, locul de depozitare a gunoiului. Și i-am spus, acolo. Cu aia, zice, încă suntem în litigiu, înțelegi, cu proprietarii, cu cine o revendica, nu că nu, da. Sunt, nu eu numi, bă, cine o revendica terenul respectiv.
Acolo sunt două specii tare inteligente. Ce-au făcut? Proprietarul a revendicat terenul de ala de acolo. L-a revendicat, nu înseamnă că era a lui. Și le-a vândut la ăștia dreptul de a construi garaje pe locul lui, dar nu primărie. Primăria le-a dat... Dar la cine o vândut? La cine le-a dat dreptul? Mă, la ăștia care au cumpărat locurile acolo. Cine o cumpăra locurile? Bă, păi, cine? Tu vrei să zici că aia care au garaj acolo cumpăra locurile? Sigur, mă! Da-și, mă, pe du-te, mă, de aici, nu, mă, la primărie, mă! Du-te, mă, de aici, și nu plătește la nimeni chirie. Ba da, mă, plătește la primărie, dar tu nu înțelegi că locul are un statut special. Tu, dacă e ăsta, pe apartament. Iată, bă, nu plătești impozit. Bă, omule, pe acolo e centrala, mă, acolo e blocul ăla, mă, acolo trei rânduri de ăla nea, de garaje acolo. Cum nu? Că de nu stăteam eu aici în bloc și am o avea zgunoiul sub balcon. De nu eram eu să fac gălăgie să asta. Pe ce? Pe nu știi că vineai la mine și plângeai că nu poți să stai pe balcon. Da, eu știu, dar nu tu bănuia să nu știi. Dar cine? Ala mare. Care ala mare? Nu povestim noi. Ce, mă, pe eu am făcut gălăgie, eu m-am dus la Bocșeanu să vie, să vorbească, să mute de acolo alea. Cum crezi tu? Bine, mă. Întreabă-l pe voastră cine a fost. Bine, mă, tăcezi. Am, bă. Dar de ce ai venit să plângi către mine, că nu poți deschide ferești? Nu numai ție, mă. Eu le-am zis la ăștia din bloc. Să o fost de ce, zi-mă un pic, am lipsit de acasă, m-am o venit și-o pus garaje ăștia. E, da, așa da. De poate că de erai tu, nu-i lăsai. Dar tu știi că a fost mare revoltă aici când le-a dus. Ce revoltă, bășenoși ăștia din bloc, care acum și-au băgat tăți apartamentele în chirie. Vezi că este din aia, nu știu, să vie ăștia poliția, tăți care stă în bloc și și-au dat apartamentul în chirie, să vie de la stat să le iei din aia. Să le iei, înțelegi tu? Da, le știu, că trebuie să aibă contract. Ia să-mi faci o listă cu tăți care sunt chirie. Alea de deasupra meu verifică dacă are, că acolo trebuie verificat unde păi e. Păi tăți, face gălăgie aia, ha? Face. Să freacă aia din urmă. Păi judești. Trebuie să le spun, lăsăm bilet pe ușă, bă, mai încet, nu din colii. Se face jos, bă, beton când ești iar, bă, un nervos, no, lasă, ca la pe o să rupe. Dar tu nu știi faza. Nu. No. Mori. Vin doi negri, babani, așa, în chirie, când au acolo. Acolo? Aia. Au fost negri aici în bloc. Bă, n-ai înțeles. În D10, mă. E, în D10. Acolo unde m-ai dus pe mine. E. Așa. Și mă duc acolo. Doi, unde? Da, pe povestesc una de la agenție, aduce doi negri. În cața și nu intrau pe ușa aia. No, duc pat, bun, canapea, ca lume, solidă de alea vechi, țapine, mă. Da. Reca meu e ăla. De ala? Da. No. Pe când mă duc rupt? Reca meu. Bă, o negresă mâncață și genuncă pe aia pe acolo cu un cur. Praf și pulbere, era așa o groapă în mijloc. Bă, pe salteauă, așa avea culoare, exact așa. În covoiată salteauă. Nu, mă, neagră. A. Neagră. N-o pus cea ceapă, e nimic, zero. Mamă, Dumnezeu. Canapeaua ruptă, mă, zic către negru ăla. Bă, dar mare ești mâncața sufletului. Dar tu știi unde să faci? La voi unde să face sexul, zic către nu-mi pat, mă, că ai să-s pe bani. Pune-o jos, că betonul ține, nu se rupe. Las-o, uite-te cât ai mâncat. Păi eu pot să schimb te la două săptămâni, patru, că tătă rupte. Păi nu știi că n-ai putut să schimb ei, de mai dus pe mine. Dar știu, de-aia era urmă. Da. Dar până la urmă ați vândut ăla. Dar bine, dar cine se ocupe de el? Dar eu-s bolun de cap. N-am mâncat sănătate atâția ani de zile. Să băgăm și iară scoțul. Deci ăștia de aici te deranjează, face gălăgie să... Fac sex, să spui. Da. Nu fac tine. Sunt mulți? Mă, nu știu, trebuie numărat. Să mă duc și eu pe acolo. Du-te la numărătoare. Să mă duc. Nu, mă, stai, că știu. Nu. Îți dai un tabel. Să-mi dai. Bună seara, barba, bună seara. Eu sunt în comisia de... Disciplina pe blocul.
ce disciplină, mă zici și tu ce trebuie. E cenzor. Așa. Am venit să fac recensământul, să vedem cât sunteți, cât să recut la cheltuiel, că da, reclamă lumea pe capete aici, că aici e plină. Ei, tu îți dai seama, mă, că dăm chirie, sta poliția sesizață. Poliția. Dăm chirie, mă, și stăcute, da. În chirie zici, câți sunt? Îi trece jos pe tabelă, cât sunteți? Trei. Trei camere, trei. Și îi scâte 7-8, mă. Păi da, da, no, seama, da, eu știu. Da? Te-ai verificat. Te-ai verificat. Nu, și aici la tine are, tu nu-i auzi acolo și acolo? Sus? Bă, lateral. Lateral acolo? Lateral. Nu-i aud. Înseamnă că aia nu fac sex. Nu, am capitona părețile, l-am, cum să zice? Atunci dă-l jos, auzi. Sigur. Am văzut că-s trei sugătoare. Mă, nu le zice așa cum, îți dau trei fete. Trei fete. Trei fete. Bărbați umblă? Eu mai te văd când ești de ta sunt. Da? Auzi, să vedem. Trebuie studiată problema. Ți-am tabel nominat. Așa am vrut să pun cameră video aici pe scări. Cum să o pui, mă? Pe primărița aia ce e aici în bloc. Primărița? Secretar ce e? Administrator. Aia bătrână și-a zis că nu. Plânge și-a răpun, că am o dus-o pe spital. Du-te, mă, o da cu vrijină. O dus-o pe spital. Am avut de filmat un clip și am vrut să-l filmez sus pe bloc și-a zis, n-ai voie. Tu, mortăciune. Dar aia nu-i nimnică, amu. Cine? Tu știi că nu-i nimnică aia? Păi atunci era. Când? Am vreo 3 ani. E, atunci da, era. Păi nu era, nu a venit la mine în casă de-am zis, dă-te jos de pe comormuie. Dacă când a venit administratul de la scara cealaltă, Veronica era atâta neadă, a fost pană mortală, hai să mor. Bine, Nelson, ce ți-a zis ăla, mă, nu știu ce, ce se ce treabă ai avut pe el? Nu mai știu ce. Zice pușa către mine, când l-am văzut pe Nelson, atunci era mai să uit doar așa, era scăpat atunci ai. Zice, când s-a umflat odată Nelson, zice, bă, zice, stai mă, stai să nu dai, stai. O fugit pe scări. Da, ești putut gura, mă, ti s-a fugit ăla pe scări. Vai, Doamne, că ieri mă mulți nebunele. Și-o trecut anii, mă, Petre, da, mă, în cațăraș. 19 ani a trecut. Să-mi bă, pe ce urminte n-a sunt îmbătrâni. 19 ani au trecut, Petrica. Când ajungi la 60 de ani pe ăla, Nelson? Ha? De serios. Eu mai am 5, tu mai ai cât? 3? Păi acum fac 59. 59 fac deja? Ba, 58. 58. 58 fac bă. 58, 58, da. Că cu 3 ești mai mare, da. 58 fac am o iulie. Mi-e suntem bătrâni, așa se duc viața de-am culea. Și amă, ăștia nu mă vezi. Ăștia mi s-au părut mai lungi un pic ăștia 2 ani, așa-i mă? Ție, nu? Pentru că anul ăsta care a fost ne-a ținut în casă, ne-a terorizat, înțelegi tu? Nu ne-a lăsat să mergem, să ne plimbăm, să ne-a ăsta. De acum, dacă trebuie să mergi să te plimbi, trebuie să-ți faci vaccinul. Eu l-am făcut. Serios? Ești în urmă? Pe cuvântul. Nu cred. N-a la ăsta, mă. Da, numai tu, tăzi l-ați făcut. Nu, numai eu, mă, nu. Eu. Pe tine, pe voi, v-au băgat în față. Păi n-ai auzit că zis. Și nouă ți-a fost rău, nu? Nu. Uite. Nimic. Că eu am prieteni care i s-a făcut o gâlmă de la vaccin deja. Eu... Mă doare un pic, dar nu... Cum m-a băgat acum? I-a fost rău? Nu. Erau niște asistente acolo, una cu, așa era ca o pară, așa. Eu aș zic că asistenta aia de acolo, Doamne, zic să mai am încă cu vreo 30 de ani în urmă, numai o săptămână, nu mai merem de aici, atâta aici stăte în spitala voi. Deci s-ai făcut vaccin, Petre? Am făcut, am făcut. Prima. Și a doua când vreți să faci? Hă? La 21 de zile fix. Da? Dar s-ar au venit 3 avioane. Dar astea de la AstraZeneca, nu de la Pfizer. De la ăștia...
zice că discută ăștia pe, eu știu dacă e drept. Ăștia de la Alfa Zeneca zice că i-ar fi mai bun ca. Dă-i pace, Petre. Exact ca și cum mă, pe vremuri zicea, nu, eu, nu cumpăra salam de la Mariflor, cumpără de la nu știu e, care mai era. Ca așa ești. Nu te vezi, e trașitat una era. Nu, bine, nu. Înțelegi? Dar ce face, mă, brânzarul nostru, mă? Tinu? Tinu, mă. Nu știu. Nu ești în relație bune cu el? Mă, eu nu-s frădit, eu nu-s frădit cu el. E, dar numai el nu te lasă că i-ai făcut reclamă proastă. Eu nu-s frădit, omule, dar ce reclamă? Cum i-a făcut? Cuză, nu știu ce ai zis, că paște vacile pe marginea șanțului și nu știu ce-o zis către mine. Tu ai zis de oile lui, de vacile lui. Nu, mă, eu am zis că minte noastre să le aducem în fața blocului aici să le paștem. Hai. Eu n-am zis. Tu n-ai zis că nu mai aduce până. Dar am înțeles că crește unicorn. Dar ce e aia, mă, de ala cu corn în frunte? Da, 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 de ele crește, mulge unicorn. Unicorn? Dar oare taur, are, mă? Aia, eu să de el e taur, că n-am stăt umblă pe la muieri. Nu umblă pe la muieri. E, dar nu știi faza, așa-i? Zice că, apropo de vacă, zice, merg eu cu Maria, zice, pe drum, trecea unul pe lângă altul și Maria ducea o vacă de lanț, la țară. Dar, zice, întreabă Ion pe Maria, auzi, Maria, unde mergi? La taur, zice, și cu vaca ce faci? Înțeleg? Da, da. Răspuns, domnă invers. Domnă invers. Salută oamenii, salut, Petrică. Salut, mână, băieți. Deci apartamentul vinzi. Vindem, tot. Petrică, loc de parcare, primință, boxe, păscări, sau ce trebuie ce e? Nu, eu l-am dat. Eu l-am dat de mult, Petrică. Acum martie trebuie să-l părăsesc. Mă, tu te părăsești odată în decembrie, odată în februarie, odată în aprilie, mai. Serios, îi vezi amândoi, ha? În năcăjâți. Și Leana și Lobo. Du-te, în năcăjâți, măi, omule. Du-te, mă. Serios. În năcăjâți, dar le-am zis. Nu așa și nu e mai nimeni. Mai sunt? Mai e cum a fost înainte pe aici. Nu, nu mai. La ce să mai stăm? Nu, pe eu trebuie să facem, mă, eu îmi dă. Eu mă mut în Oradea. Eu am zis că în Turda, mă, nu, tu duci în Turda. Este o casă faină în Turda, faină. Acolo mă săraci stă. Îi, așa, așa e de. Păi nu, mă, că dacă îi păcea într-un, că mai da. Mai merg. În Turda, dacă trebuia să te muți, am 20-30 de ani, nu am un, la bătrâneță. Dar nu găsești nimic de lucru acolo, dacă... Dar ce să găsești de lucru că te fură aia, Da, n-auzi unde te munt în, sunt în Turda. E drept? Acolo sunt în Oradea. Nu mă, că ăștia în Oradea mă mut. În Oradea. S-a lipit cascaie de mine și nu mai pot să... Da, ce mă lingură. Mi-a distrus 25 de ani din viață, mi-a distrus. Nu, ai trăit, știi cum le zic? Bă, Nelson. Ce? Uite-te la mine. Zile mă la Ficiurește, că știi cum să le zici, mă? 25 de ani din viața am trăit cu o nevastă frumoasă și un copil fain, bă. Așa zic pe gură. Tu l-ai dat mie, mă? Nu mai zice prostii. Tu l-ai dat mie, mă? Ia uite-o. Da. Ia uite-o, mie. Trebuie să ai grijă de... Așa mă apuc și eu câteodată, așa îmi vine să desfac tot bucătă. Ce până nu pierd geam? Ce până nu pierd? Eu mâine mi-am luat bagajul și am plecat. Eu am venit să rezolv două chestii astăzi și ieri. Dar cum, Petre? Mare cu mine. Ești hotărât? Dar normal. Da, mă, lasă-mă. Mai avem scăpări câteodată, dar păi trebuie să treci pe să le mănânc, să-mi dorem sărăcie. Că așa, tu nu vezi, mă, că așa e de scurtă viața. Mai înainte povesteam că imediat sunt. Doar noi, între mine și tine, numai 3 ani. Cum crezi? Mă mut la Oradea, Petre, am aranjat tot. Da? Da. Orașul e fain. Da. Și eu m-am gândit, nu e eu de cu 30 de mii mi-am luat apartament cu două camere.
în Oradea. Da, e. Vezi că mâine trebuie să semnez pentru ăla din Ciurila. Semnezi ce vrei, semnezi și pentru ăsta și pentru tătiță. Atât. Atât. I-a zis la Nelson Leană, că a fost unul de la ăștia astăzi. Că pe 100 de mii am celălalt. Ăsta nu a zis că nu, nici că e mult, nici că... Că a zis că trebuie și care... Dar nu e izdă banii. Ba da, mă, că ăsta era de 40 de ani, mă, de unde e, cine e? Că nu ei, oamenii, eu când duc ăștia. Nu, mă, ăsta e om serios, mă, la 40 de ani deja nu-i mai poți să-i zici că e tânăr, picior. Era bărbat, matur. Ea era un timp mai tânără, femeia era drăguțică. Și a zis că n-au copii, știi? Nu. No. La ce să mute în trei camere, i-a zis că dacă fac, aici e aproape școala. Am băgat eu de 10, nu? Ca și... Le-am explicat ce condiții sunt în zonă. Dar ce condițiile astea trebuie? Dar ce vrei tu? No, e, spital, da. Lifturi, magazine... imediat e salvare, 10 minute... Cinematograf, tot te muți în Mărăști, până când vine salvarea, mor de 2 ori. Păi nu m-aș dă drumul păzorilor. De cum? Nu, nu e trebuie salvare, Petre. Da cum? În Mărăști, iar am un numai stai, că am un pic ecologic. Dar când a fost înainte, până 96 și... Tu am o bine ieri, un tic, un tic...